Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim în partea a doua a dimineții Locul Plus. Continuăm cu niște informații din pagina 11, monitorul de Suceava. Un moment cu totul special a fost marcat vineri după amiaza la Dumbrăveni, unde s-au sărbătorit 100 de ani de la înființarea Bisericii Pentecostale din România. Iar la un astfel de eveniment nu puteau lipsi și invitații de seamă, astfel încât atmosfera din sala de festivități a Centrului Cultural Academician Eugen Simion a fost una la înălțime. Maestrul de ceremonia al evenimentului a fost Gheorghe Vatamanu, directorul Centrului Cultural, care i-a prezentat pe toți participanții, cât și pe invitați. Un cuvânt de deschidere a avut și Ioan Pavel, primarul Comunei Dumbrăveni, care a spus că acești 100 de ani de când Biserica Pentecostală există oficial în România reprezintă un lucru deosebit. Citez: am și eu 52 de ani de când merg la biserică, iar pentru asta îi mulțumesc tatălui meu care m-a dus, iar timpul petrecut la biserică pentru mine contează foarte mult. Trebuie să ne raportăm la oameni și la nevoile lor și nu la credința acestora, a spus primarul Ioan Pavel. Momente speciale cu veteranii mișcării, mesaje de felicitare și de apreciere din partea invitaților au fost transmise acestora. Avem și câteva, vedeți acolo imaginele cum s-a adunat toată lumea. 100 de ani. La 100 de ani, sigur, de când Biserica Pentecostală este recunoscută oficial și ființează în România, o sumă destul de mare, este o comunitate religioasă puternic reprezentată, sigur, nu se poate compara cu Biserica Ortodoxă, care trece de 80% dintre cetățenii României, dar între cultele multe, sunt culte care sunt oficial recunoscute, Biserica Pentecostală are un număr important de membri. Sigur, domnul primar Ioan Pavel este unul dintre membrii semnificativi ai acestei comunități religioase. De asemenea, au fost prezenți acolo unii dintre veteranii mișcării și lideri importanți din țară și din străinătate. Normal, nu putea să lipsească pentru a transmite felicitările de rigoare. Prefectul, președintele Consiliului Județean, până și primarul municipiului reședință de județ au venit și, sigur, și-au exprimat gândurile, un lucru care, de data asta, îl consider normal. Deci nu cred eu că ne aflăm ca la alte chestii când vin parte dintre ei și bagă capul în poză în față, nu. Oamenii au fost invitați și era normal să dea curs aceste invitații și, sigur, că această comunitate religioasă trebuie privită cu respect și seriozitate. Și 6 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie au fost sărbătorite joi la Căminul Cultural din Comuna Pătrăuț. Evenimentul a fost organizat de conducerea primăriei din localitate cu ocazia Zilelor Comunei Pătrăuți, care au loc în fiecare an la mijlocul lunii septembrie. Pe scena instituției de cultură din localitate au fost invitați Rodica și Constantin Holca, Stella și Ioan Hatnean, Zenovia și Alexandru Burduja, Saveta și Vasile Bucevski, Rodica și Gheorghe Ciurlică, o ultimă pereche formată din Angela și Dragoș Jureschi, neputând participa la aniversare din motive de sănătate. În cadrul festivității organizate de conducerea primăriei, primarul Comunei Pătrăuț, Adrian Isepciuc, a invitat personalități din conducerea județului, între care suprefecții Cristian Șologon și Florin Sinescu, deputatul PSD Mirela Domnică, senatorul PSD Ioan San, precum și Emil Ursu, directorul Muzeului Bucovinei. Prezent a conducerii Muzeului Sucevean a avut drept scop lansarea unei expoziții purtând semnătura sculptorului român Constantin Antonovici, după ce alte două expoziții au fost prezentate publicului din Pătrăuți din ziua Sfintei Cruci, ziua Hramului Comunei. Cuplele de 50 de ani de căsnicie au fost omagiate de invitați și de întreaga audiență. Desigur, a fost transmis și un mesaj emoțional din partea conducerii primăriei pentru toți cei sărbătoriți. Da, frumos că se organizează astfel de evenimente. Sigur că ele sunt
deja oarecum comune, pentru că nu cred eu că există o primărie, o administrație publică locală care de ziua de hramul, cum se spune, comunei să nu organizeze astfel de întâlniri și să nu îi respecte pe cei care au parcurs un drum în căsnicie de peste 50 de ani. Deci, acum aici la Iacobeni, fiind la Iacobeni, la Ipotești, fiind mai puțin ca număr, au avut și onoarea de a fi nominalizați că aceste cupluri. Interesantă și acea expoziție pe care organizată, deci este un lucru deosebit că în mediul rural să se mai întâmple și câte un vernisaj a unei expoziții de artă. Mergem mai departe. Fluturul anunță că în această toamnă vor fi modernizați 20 de kilometri din drumul național 29A între Adâncata și Zvorâștea. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutura, a anunțat că în urma discuțiilor avute în cursul zilei de joi cu conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a reușit să o convingă de necesitatea finanțării în această toamnă a lucrărilor de modernizare a drumului național 29A. Gheorghe Flutura a spus că este vorba despre modernizarea 20 de kilometri de pe traseul drumului național 29 Adâncata Zvorâștea, iar lucrările pe acest tronson urmează să înceapă cât mai curând. Flutura a subliniat că aceste lucrări de modernizare se adaugă celor care au fost executate în acest an pe tronsoane de drumuri naționale care traversează județul Suceava. Citez: numai drumul național 17 s-a refăcut până acum covorul asfaltic pe 30 de kilometri și se mai lucrează pe alți 10 kilometri în zona Poiana Stampe, a precizat președintele Consiliului Județean Suceava. El a adăugat că în cadrul acelorași discuții a arătat conducerii CNIR necesitatea refacerii covorului asfaltic de drumul național 2E, care face legătura între Sol ca marginea Horoting de sus spre Putna. Șeful administrației județene a spus că a primit asigurări că și acest traseu va fi modernizat anul viitor, iar în această toamnă vor fi efectuate lucrări de reparații până la venirea iernii. Citez: cu sprijinul conducerii CNIR am reușit în acest an să soluționăm în principal punctele cheie de pe drumul național 17, care este intens circulat. Vom rezolva și problema drumului între Adâncata și Zvorâștea și voi solicita CNIR să includă în programul de modernizări de anul viitor cât mai multe tronsoane de drumuri naționale, a încheiat Gheorghe Flutur. Eu nu înțeleg, Gheorghe Flutur este purtătorul de cuvânt al CNIR, pentru că lucrurile astea sunt de-a dreptul jenante. Deci omul vine și își asumă el, își trage el, trage oala la focul, îi spune: domnule, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu CNIR, iată că ăștia au reparat. Deci, treaba cu drumurile naționale aparține CNIR-ului. CNIR-ul are suficiente pârghii pentru a ști care este starea drumurilor și din județul Suceava și din toată țara, pentru a ști ceea ce este nevoie a se face sau nu este nevoie a se face. Nu trebuie să vină înțeleptul Gheorghe Flutur și să-i convingă. Deci îți dai seama cum încearcă să fug până la urmă. Asta e treaba CNIR-ului, între altele, să se ocupe de întreținerea drumurilor naționale, da? Și o face, nu o face cum am dori. Asta e altceva. Pe segmentul ăsta despre care se face vorbirea Adâncata Zvorâștea este o problemă veche de la precedenta intervenție, când a rezultat o situație cu totul și cu totul nefericită. Ții minte că s-a încercat o metodă nouă, pasămitești, și să iau pietrele prin parbriz și așa mai departe. Dar acum să vii să spui: domnule, eu am vorbit cu ei, cam altfel n-ar fi făcut. Deci, dacă nu vorbea, poate ia guvernele și noi nu știm. Bineînțeles că guvernul nu are nicio treabă, Flutur, nu are în fișa postului chestia asta. Doar dacă l-a angajat CNR-ul purtător de cuvânt. Dar ca să vezi perversitatea politrucului, nu zice nimic despre DN17B, căderea de la căderea de pietre de la Holda. Deci acolo nu, acolo, deci el se leagă doar de chestiile pozitive. Repară ăștia de la drumuri. Eu am făcut, eu, Gheorghe Flutur.
știi când o să apară și o să spună, oh, dar când tinereul va porni și va fi gata să deguleze acțiunea aia care e destul de complexă, oh, atunci va ieși fructul. În urma discuțiilor pe care le-am purtat cu, și i-am convins eu, Gheorghe Fluturi. Deci este o păcăneală ordinară. E grețos ce face omul ăsta. Nu știu cum îl suportă populația. Să vine unul. Nu, el n-are nicio treabă. El să-și vadă de drumurile județene care sunt vraiște. De ce nu vorbește despre modul cum se va circula la iarnă pe axia lui Suceava Iași, că mai degrabă vorbește subprefectul Sinescu despre acest subiect. Sigur că da. Uite, pe asta e chestia. Vorbește și vorbește cu temei, chiar dacă nu este de specialitate drumar, da? Bine, Flutur e specialist la toate, de la strigături până la drumuri naționale și cred că și aeroport, să mai vorbim. Deci este un om care nu poate fi, nici nu se poate gândi nimeni să fie Gheorghe Fluturi, pentru că nu are nimeni din, vă refer la politrucii locali, nu are nimeni tupeul de a scoate pieptul în față și a spune, eu am făcut, bă, eu am dat telefon, aia când, oh, dar, ții minte că treaba asta o făcea și pe vremea când era partidul în opoziție și spunea, am dat telefon, de ce îmi trebuie, bă, ce fac ăștia, repară pe acolo, am dat și eu telefon, îți dai seama că ea nici nu se uitau la el, ministrii care erau atunci, am dat eu telefon și din cauza asta s-a făcut, și deci o chestie perversă, a existat și un comunicat de presă, de altfel, săptămâna trecută din partea parlamentarilor PSD, că spus, măi, bădie Fluturi, dar nu e în regulă ce faci. E o chestie, o prosteală, nu știu, eu bănuiesc că sunt din ce în ce mai puțin care mă să exprim academic, dar alt cuvânt nu găsesc, pun botul la aceste minciuni al lui Fluturi. Deci Fluturi să convingă, să spună, doamne, am făcut pe 17, de acolo arde. Acolo, nu, n-aia, tace în momentul, deci nu se leagă decât de cele pozitive, de cele negative, nu, ălea trimite prefectul, ăla să fie și bățos, ca să arate. Deci nu are niciun fel de treabă domnul Fluturi cu drumurile naționale și e acolo, e în subordinea unui ministru, dacă vrei, până la urmă, și de altă culoare politică, de la PSD e ministru care domnește și deasupra CNR-ului. E, dar n-au venit ea de la PSD să spună, știi, noi l-am convins și am făcut. Păi nici nu e normal să fie așa, pentru că e clar că ăștia de la CNR au toate pârghile, au mijloace de verificare, au oameni în teritoriu, ei știu ce este, ce nu este pe drumurile naționale, mai mult decât Fluturi. Chiar dacă îl umblă ca musca în cilindru prin județ ca să-și facă propagandă politică. Da. Mergem mai departe. Mirela Domnicăi a declarat că socialdemocrații consideră că mecanismul salariului minim european poate fi aplicat în România de la 1 ianuarie 2023. Mirela Domnicăi a precizat că mecanismul recomandat în directiva europeană prin care salariul minim e stabilit la 50% din valoarea salariului mediu brut pe economie ar conduce la o creștere a venitului de la 1 ianuarie 2023 la o valoare apropiată de 3.000 de lei brut, așa cum a propus recent PSD, pe baza datelor economice existente din România. Domnicăi a subliniat că PSD va susține în coaliția de guvernare ca guvernul să adopte chiar din acest an prevederile directivei Parlamentului European cu privire la salariile minime adecvate din Uniunea Europeană. Citez, directiva adoptată recent de Uniunea Europeană confirmă că analiza economică a PSD a fost corect fundamentată, iar majorarea propusă este adecvată contextului social existent. De altfel și deciziile din domeniul energetic prezentate recent de reprezentanții Comisiei Europene au atestat justeția propunerilor promovate de PSD în acest domeniu, precum plafonarea prețurilor și introducerea unei contribuții de solidaritate pe profilul excesiv al companiilor din sectorul energetic, a spus deputatul Mirela Domnicăi. Aceasta a adăugat că potrivit directivei europene privind salariul minim adecvat în Uniunea Europeană, statele membre se pot ghida pentru evaluarea gradului de adecvare a salariului minim legale. Citez, în raport cu nivelul general al salariilor brute de 60% din salariul mediu brut și 50% din salariul mediu brut. Ea a mai precizat că termenul de conformare la prevederile directivei este de 2 ani de la aprobarea oficială de către Consiliul
a acordului agreat de Comisia Europeană de la 6 iunie anul curent. Da, a venit apa la moară PSD-ului prin adoptarea de către Parlamentul European acestei directive, directive care, sigur că va trebui să fie pusă în practică și în România, lucru care însă este destul de dificil. Eu am serioase dubii că se va putea realiza în practică, pentru că îți dai seama, un salariu minim de 3.000 de lei, care de fapt nu este mare, ci este poate cât de cât, la, ținând cont că avem foarte mulți dintre angajații din România sunt puși la salariu minim, deci o masă mare de oameni ar putea să trăiască cât de cât decent, chiar dacă creșterea asta probabil că va fi atenuată de inflație, deci puterea de cumpărare cam tot pe acolo va fi. Dar e un lucru necesar. Pe de altă parte, și aici împărtășesc punctul de vedere exprimat de PSD, fără un salariu minim cât de cât decent, va continua această hemoragie a celor care pleacă la muncă în afară. Vezi că deja ne aflăm într-o situație destul de delicată, pentru că avem de absorbit, vin fonduri, trebuie să le absorbim, dar nu avem cu cine să le punem în practică, pentru că românii preferă să plece să muncească afară. De ce? Pentru că acolo câștigă relativ ceva mai bine ca aici, nu câștigă grozav. E, dacă România nu va acționa astfel încât să mărească salariile, să introducă pârghii, cum este chestia asta cu salariul minim, astfel când salariile să fie mărite, nu vom rezolva această problemă și în continuare vor pleca la muncă afară foarte mulți, România rămânând mereu în urmă. Mergem mai departe. Încrederea în spitalul de urgență din Suceava ar putea fi recâștigată când va deveni spital clinic, speră directorul medical, doctorul Dimitrie Siriopol. Citez: sperăm că această modificare practică, o normalizare a statutului spitalului, să aducă și o revenire a încrederii populației județului în calitatea actului medical efectuată în această unitate, a afirmat doctorul. În opinia sa, asocierea spitalului cu Universitatea Ștefan cel Mare va asigura accesul mai facil la o infrastructură importantă de cercetare, mai ales că instituția academică suceveană este, citez, universitatea cu cea mai rapidă ascensiune din România, ce a devenit în ultimii ani una din cele mai importante instituții de învățământ superior din România. Cheia oricărui progres este reprezentată de colaborarea în diverse arii de expertiză, având un numitor comun în acest caz, fiind îmbunătățirea continuă a calității activității medicale. Prin asocierea celor două instituții se asigură trecerea la un nivel superior atât pentru spital cât și pentru universitate, Suceava urmându-și traseul pentru a deveni un pol din ce în ce mai important, un centru regional în adevăratul sens al cuvântului, atât medical cât și universitar, a mai spus conferențiarul universitar dr. Dimitrie Siriopol. În spitalul de urgență Suceava, din aproximativ 270 de medici, 27 au deja studiile doctorale finalizate și sunt doctori în științe medicale. Schimbarea de statut din spital județean de urgență în spital clinic universitar este preconizată să se producă efectiv la sfârșitul acestui an, după primirea avizului din partea Ministerului Educației și ulterior a acreditării din partea Ministerului Sănătății. Da, mă rog, eu respect punctul de vedere al domnului director medical, numai că nu știu dacă e chiar așa. Adică dacă schimbi pe firmă, nu mai e spital de urgență, ci spital clinic, n-ai făcut mare lucru în domeniul ăsta al câștigării încrederii. Ori, sigur, este asocierea cu universitatea este strict necesară pentru a fi spital clinic. Dar și acolo lucrurile merg încet, încet. O fi, având Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava cea mai rapidă creștere în perioada post-revoluționare în ăștia ultimii 30 de ani, dar este departe de a intra într-o reală competiție cu centrele universitare mari și de tradiție. Deci aici trebuie să fim obiectivi și să privim lucrurile cu oarecare echilibru. E frumos, adică e frumos să speri, să-ți dorești, să așa, dar până la, e cale lungă până la
acest moment, de dorit de altfel, cu atât mai bine cu cât se poate, s-ar putea da o asistență medicală de calitate cât mai aproape de domiciliul celor care sunt în suferință. Dar mai e mult până atunci. Mă rog, 10% dintre medici au studii doctorale, sigur, e cunoscut lucru că pentru a ocupa o poziție în, ca și cadru didactic universitar, trebuie să ai aceste studii absolvite. Deci, 27 de medici ar putea, dacă și doresc lucrul ăsta, să fie și cadre didactice universitare, așa cum se întâmplă în chestia asta. Dar pentru asta trebuie să ai, că astea nu sunt, am înțeles că de fapt cam 5 profile, 5 secții s-ar putea apropia de așa ceva. Ori nici la Facultatea de Medicină din Suceava a pornit Copăcel, nici nu avea cum altcumva, deci nu are toate specializările, nu are tot. Și va fi destul de greu să lămurești populația să se vină cu aceeași încredere la Suceava cu care se duce la București, Iași, Târgu Mureș, Cluj, ca să spun, și Timișoara, ca să nominalizez doar câteva din centrele care, sigur, sunt mult, mult, mult departe, care sunt prin, deja de tradiție, cu școli de medicină destul de bune. Da, se poate face și aici și bine că se încearcă să se face, dar să privim cu calm și cu mai puțin entuziasm, aș zice. Mergem mai departe. Primarul Tomiță Onisi a fost reales la conducerea Ligii Aleșilor Locali din PNL Suceava. Primarul a obținut al doilea mandat de președinte al Ligii Aleșilor Locali din PNL Suceava în urma alegerilor din această structură care a avut loc vineri la ora humorului. Președinte în funcția Ligii Aleșilor Locali din PNL Suceava, Tomiță Onisi a fost singurul candidat pentru acest post. La finalul ședinței de alegeri, președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să-l felicite pe acesta pentru realegerea în funcție. Citez: mă bucur că am candidat din nou la aceste alegeri și mă bucur că a fost ales din nou președinte al Ligii Aleșilor Locali din PNL Suceava. Este un primar tânăr, harnic, dinamic, el lăsând o amprentă foarte importantă în orașul Liteni ca gospodar, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava. Și Tomiță Onisi se află la al patrulea mandat de primar în orașul Liteni. Bun, acum chestiile astea cu alegere, cu Liga Aleșilor Locali la nivel național sau la nivel local nu prea înseamnă foarte mult. Dar probabil că este firesc. Dar ei când se adună, cred că vorbesc mai mult de ale politicii, de la tragerii de voturi. Sigur că PNL-ul a crescut în capondere la precedentele alegeri. Asta și prin faptul că a tras 10 primari de la PSD, știi? Acum Dumnezeu știe ce se va întâmpla, cum se vor face cărțile data viitoare. Păstrarea acestui sistem de alegere a primarilor într-un singur tur duce la o frână, este o frână după mine, pentru că, sigur, șanse mari au primarii care sunt în funcție să-și păstreze mandatele. Și atunci, cum dacă avea cineva răbdare să vadă toate mișcările astea dintr-o parte în alta, de la stânga la dreapta și la dreapta la stânga, primarul îți dai seama că nu este în regulă. Dar, mă rog, asta este o altă discuție. Au tot, până și de la PMP au făcut o ligă a reșilor locali. Știi? Deci toată lumea cât de cât își fac ligi de acest gen, dar rezultatul nu cred eu că este concret, este unul demn de luat în considerare. Și mai anunță regia că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Vom reveni în partea a treia a Dimineților cu Plus și vom afla care sunt principalele ținte pentru reducerea consumului de energie electrică din municipiul Suceava. Revenim imediat.